Bună ziua și bine ați venit pe canalul Tarot Adina. Haideți să vedem ce mesaje avem de la persoana noastră dragă pentru dumneavoastră în funcție de varianta pe care o veți alege în mod intuitiv și anume varianta numărul 1, cea cu acest Buddha și varianta numărul 2, cea cu acest Buddha. Dacă nu ați avut timp suficient de gândire, vă rog să puneți pauză pe videoclip, să reveniți după ce ați decis ce variantă ați dori să alegeți. Haideți să începem cu cei care ați ales varianta numărul 1. Să vedem ce dorește persoana dragă să vă transmită dumneavoastră. Văd că ți-ai făcut prieteni noi, iată, vă urmărește pe rețelele de socializare, se pare. Nu voi renunța niciodată la noi, chiar dacă sunteți separați, să știți că nu ați scăpat încă de această persoană. Dacă vă doriți acest lucru, lasă-mă să plec. Deci dânsa consideră că noastră nu o lăsați să plece. Arăți prea bine ca să nu mă înșeli, da. Deci este foarte geloasă și posesivă această persoană, probabil să te separați și este teamă să nu cumva să vă îndreptați atenția către altcineva. Nu mai am răbdare, trebuie să ne despărțim. Iată, lasă-mă să plec, nu mai am răbdare, trebuie să ne despărțim. Probabil dumneavoastră deja v-ați îndepărtat de această persoană. Se simte vulnerabilă în fața dumneavoastră, pentru că încă ține la dumneavoastră și este teamă să nu fie rănită. Și-ar dori despărțirea, dar totuși ceva o ține legată de dumneavoastră, probabil sentimentele pe care le are pentru dumneavoastră. Uneori e mai ușor să minți. Dar să vedem rețelele iubirii ce părere au despre această situație. Vindecare. Imaginați-vă pe noastră și pe cei dragi înconjurați de lumină. Simțiți cum relația noastră se vindecă chiar în acest moment. Iată, probabil că în curând veți alege și această persoană să vă împăcați, să discutați și să lăsați deoparte aspectele care v-au îndepărtat în trecut. Poate că va renunța la această posesivitate persoana dragă și dumneavoastră veți fi mai deschisă către aceasta. Separare. În curând veți petrece mai mult timp departe de partener. Sau, acum depinde de dumneavoastră, persoana aceasta nu mai suportă neînțelegerile care există între dumneavoastră și dânsa. Dorește să plece, să liniștească, să relaxeze. Poate că o dorește să aibă un timp petrecut singură pentru că vrea să-și pună ordine în gânduri și vrea să știe practic ce are de făcut în continuare și ar dori să se îndepărteze momentan de dumneavoastră. Se pare că aceasta va fi soluția pentru ca această relație să devină mai armonioasă. Probabil când vă veți reîntâlni, ambii veți ști exact ce doriți unul de la celălalt, ce așteptări aveți unul de la celălalt și atunci relația va fi mult mai puternică și mai armonioasă, după cum spuneam. Iată, afecțiune. Deci veți avea parte de foarte multă afecțiune din partea acestei persoane dragi. Și foarte multă atenție. Și în concluzie, dacă vi se pare corect, nu vă simțiți vinovat. Da, deci noastră faceți ceea ce considerați că e cel mai bine pentru dumneavoastră, pentru liniștea dumneavoastră, ca să zic așa, și apoi totul va veni de la sine. Dar, după cum spuneam, se pare că momentan aveți o nevoie de o perioadă de pauză, ca să zic așa, sau de a sta la distanță de partener. Pentru a vă clarifica ambii sentimentele pe care le aveți unul pentru celălalt. Și haideți să vedem pentru cei care ați ales varianta numărul 2. Ce mesaj avem de la persoana dragă pentru dumneavoastră? E momentul să ne despărțim. Wow! De ce? Am nevoie de atenția ta. Probabil că nu-i oferiți atenție și atunci se gândește că mai bine se îndepărtează de dumneavoastră. Te vreau doar pe tine, da, vă dorește pe dumneavoastră, dar dumneavoastră așa consideră această persoană cel puțin că nu-i acordați suficientă afecțiune și atenție. Am pe altcineva, e posibil să se îndrepte în curând către altcineva dacă nu primește ceea ce își dorește de la dumneavoastră. Te rog să faci tu primul pas. Sper ca dumneavoastră să vă deschideți inima, sufletul în fața acestei persoane, să îi oferiți atenția de care are nevoie.
Dacă nu, se pare că relația se va termina, deși acum, iată, cum vă spune și această persoană, te vreau doar pe tine, nu vreau să te pierd. Ține foarte mult la dumneavoastră, dar ceva nu funcționează, ceva nu se leagă în această relație. Să vedem ce părere au bilețelele iubirii. Dragostea transcende timpul și spațiul. Chiar dacă fizic sunteți la distanță unul de altul, la nivel spiritual sunteți uniți. Ce frumos, da, cu siguranță vă gândiți unul la celălalt, vă este dor unul de celălalt. Discutați deschis și sincer despre sentimentele pe care le aveți unul pentru celălalt. Da, deci este o situație neclară aici, probabil că niciunul nu știți exact pe ce picior să stați și dacă partenerul are sau nu sentimente pentru dumneavoastră. Independență. Probabil că sunteți și foarte independenți amândoi. Vă doriți să faceți ce vreți când vreți și atunci e mai greu să vă satisfaceți partenerul. Dacă vă concentrați mai mult pe propria persoană, probabil că și dânsa face același lucru. Este mai independentă și se concentrează pe propriile nevoi mai mult. E timpul să vă recâștigați încrederea în dumneavoastră. Da, bineînțeles, de ce v-ați pierde încrederea în dumneavoastră? Pentru că nu, dumneavoastră ați făcut tot ce ați putut pentru ca această relație să funcționeze. Poate există o nepotrivire de caracter, pur și simplu nu vă potriviți unul cu celălalt și de aceea s-a ajuns la separare momentan, dar încă nu este totul pierdut. Poate mai discutați și vedeți dacă se mai poate recupera ceva din această relație. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție, vă doresc o zi minunată în continuare și la revedere!